Cum vi se pare, domnul Duca? Da, începem în forță, așa, cu două. Craiovele sunt în prim plan, în prima etapă. FCSB-ul joacă cu FCU Craiova, la Craiova, cu echipa domnului Mititelu. Dinamo joacă acasă cu CS Universitatea Craiova. Iată, revenirea lui Dinamo, un meci în plus, atractiv, cel puțin din punct de vedere al suporterilor, al numelui, al gloriei. Rămâne de văzut dacă și fotbalistic, da? Na. Acum nu trebuie să așteptăm, am văzut, avem experiența celorlalți ani. Primele jocuri oficiale după un cantonament și o vacanță nu sunt cele mai elocvente. Echipele sunt undeva la același nivel, până intră în ritm, până intră în forma sportivă, că nimeni nu o să reușească din prima etapă și nici nu-și doresc, cred că acest lucru, din prima etapă să fie în formă maximă. Forma maximă se obține mai târziu. Sigur că cele patru echipe care joacă în cupele europene, ele trebuie să intre mai repede în formă. Deci aici cred că ele vor avea un mic avantaj. Chiar dacă unii spun că jucând și în Europa și în campionat, ai un dezavantaj. Eu spun din contră. Pentru că joci mai multe jocuri, ai ceva meciuri în picioare, ai meciuri în picioare, meciuri grele, meciuri cu intensitate și psihică și de toate. Deci eu cred că cele patru vor fi avantajate începând din etapa a doua, a treia. Uite, dinamoviștii spun că se bucură, că începe exact în spiritul ce spuneți dumneavoastră, că sunt echipele puțin mai amorțite, așa? Da, dar Dinamo are un mare handicap în cazul în care nu va reuși să facă transfer. Pentru că cunoaștem, va fi greu cu lotul. Cunoaștem pe lotul celor de la Dinamo, am văzut și Dinamo câștigând cu FC Argeș, am văzut și Dinamo pierzând la Iași. Deci, ca lot, probleme. Și am văzut și returul de la... Doar o minune a făcut la un moment dat să nu fie minutul 15:30 și să schimba datele probleme. Deci n-au un lot care să facă față. Actualul lot nu face față în prima ligă. Asta absolut, e părerea mea. Absolut, da. Au spus-o mai mulți oameni. Sunt și eu de acord, pentru că nu... Nici, adică n-a fost nici măcar un lot cu care au defilat în Liga a doua. Să zici, dacă intra CSA-ul și rămâneau cu toată echipa aia, puteau să se bată, pentru că au văzut... Să spere, nici ei n-aveau un lot. Exact, nici ei n-aveau, dar măcar să spere. Dar la Dinamo e clară treaba, adică fără transferuri probabil sunt condamnați la să se bată acolo jos, la retrogradare, ca să nu zic mai multe. Dragoș Terpu, un dinamovist. Dinamo va avea cele mai tari transferuri din Superliga. Doamne ajută, pentru voi eu n-am nicio problemă, ideea e să găsiți banii necesari după ce deblocați. Că, ok, deblochezi, dar după aia mai departe, Denis Politiche ca și semnat, zice, a ales băiatul ăla de la Cremoneze, da, împrumutat în Liga 3 la Port Vale. Interesant, a jucat la Naționala Under 17, Doamne ajută, la fel pentru voi.